revenit în studio, avem o discuție foarte interesantă în emisiunea de astăzi despre afecțiunile pleoapelor. Am discutat în prima parte a emisiunii despre ptoza palpebrală și alte afecțiuni cu denumiri grele. Mai complicate. Da, mai complicate. Ne spuneai, Alexandru, despre ptoza palpebrală care se rezolvă chirurgical. Corect. Dar ce mi-a rămas în minte a fost că nefolosirea ochiului acoperit parțial sau total de pleoapă poate să ducă la ambliopie, adică ochiul leneș. Noi am avut o emisiune pe această temă și cu siguranță telespectatorii sunt interesați să audă ce pot face în cazul în care se tratează pleoapa și se ridică la loc, dar ochiul nu mai poate fi folosit sau, mă rog, este un ochi bolnav. Am înțeles. Cauza apariției ambliopiei legată de optoză palpebrală congenitală este mult mai rar întâlnită decât o ambliopie. Asta e bine. Da. Cu alte cuvinte, dacă părinții se sesizează din timp, se intervine chirurgical în cazul în care este indicat, da, sau sunt indicații medicale, foarte probabil că la ambliopie nu se ajunge. Aici pune în virgulă. Dacă se ajunge, tratamentul ar fi unul mai delicat, pentru că originea problemei a fost, de fapt, subdezvoltarea, da, zonei responsabile de ochiul afectat. Destul de eficiente în cazul unei ambliopii prin ocluzie ar fi penalizarea sau ocluzionarea ochiului mai bun și stimularea ochiului mai slab. Ca să obișnuiești creierul să vadă. Ar fi bine sau este bine să nu se ajungă la ambliopie, dar, repet, intervenit până la vârsta de 5-6 ani, rezultatele sunt destul de bunicele înspre bune. Deci se poate dezambliopiza ochiul în cazul în care și părinții se vor implica, da, în rezolvarea Pentru problemei. Pentru că înseamnă, presupune un tratament mai îndelungat, o atenție mai sporită copilului. Te joci cu copilul, desene, figuri, mozaic. Deci trebuie să dedici câteva ore copilului și pe o perioadă destul de lungă, luni, s-ar putea și ani de zile, în dependență de gradul de afectare sau profunzimea ambliopiei. Dar, repet, există soluții. Acționat în timp, ochiul leneș se poate ameliora spre vindecare. Da. Deci se poate. Se poate și lucrul ăsta îl fac și la cabinet cu aparatul despre care ți-am spus, cu stimularea neuroplasticității, un termen tot mai popular în ultima perioadă, și rezultatele sunt chiar aici bune. Se acționează ca și pe memorie, nu știu, după anumită vârstă, când începi să faci rebus sau alte, sau să citești foarte mult ca să stimulezi celulele nervoase, nu? Corect, deci neuroplasticitatea este capacitatea creierului de a face conexiuni noi. Învățatul de poezii stimulează neuroplasticitatea. Învățatul de lucruri noi pe care nu le-ai mai făcut stimulează neuroplasticitatea. Deci toate activitățile noi care apar în viața ta sau a lui, vorbind la persoana a treia, stimulează neuroplasticitatea. Adică creierul și conexiunile celulelor din creier. Corect, nu? Corect. Tot așa și cu ochiul. Cu ochiul este la fel, prin exercițiile pe care le fac, stimulezi zona creierului care a fost subdezvoltată sau penalizată o anumită perioadă cu creșterea capacității de lucru sau creșterea randamentului. Bun, deci ne-am lămurit și cu ochiul leneș, cu ambliopia. Probabil că vom mai relua discuția, pentru că este un subiect foarte interesant și despre care părinții ne întreabă. Dacă au întrebări, ne pot întreba pe pagina de Facebook a emisiunii. Aș vrea să continuăm cu, totuși, cu afecțiunile pleoapei.
Și am văzut acolo o fotografie interesantă cu... interesantă. Este așa, mai urâtă. Mai urâtă, adică, da, care m-a impresionat. Ți-a tras atenția. Mi-a tras atenția. Spuneai că se numește Epicanthus. Ce nu, este? Aici avem o blefarofimoză. Blefarofimoza, pardon. Cu Epicanthus. Uh-huh. Blefarofimoza. Înseamnă o îngustare atât pe dimensiune extern, intern, ci superior, inferior. Este o problemă congenitală, bilaterală sau unilaterală și tratamentul este chirurgical. Deci tot așa pleoapa este închisă, nu? Este... Da, deci e aceeași ptoză, uh-huh. Dar aici avem o, nu numai o picare a pleoapei, ci și o îngustare. Deci avem un exces de piele aici. Da. De ce am adus în discuție subiectul ăsta? Nu atât pentru blefarofimoza pe care o vedeți, stimați telespectatori, cât pentru un aspect care se mai întâlnește la copiii mici, nou născuți, până pe la vârsta de un an jumate, doi. Foarte mulți părinți vin cu problema că copilul are un strabism. Adică îi fuge ochiul. Fuge ochiul și fuge spre intern. Încerc să fiu convingător, să le spun că am aparatele necesare ca să o pot demonstra chiar algoritmic, prin poze. Științific, până la urmă, prin măsură tot. Dar este destul de greu de convins o persoană care a făcut mare, o fixație, are un da. Fix pe chestiunea asta. Deci ce se întâmplă la copiii mici? Piramida nazală, nasul propriu zis, piramida este subdezvoltată. Și atunci? Tot excesul de piele, unde pleacă? Nu pleacă pe frunte. Pleacă înspre ochi. Așa. Respectiv, se creează o iluzie optică, cum că copilul ar avea strabism. Și, de fapt, pielea, excesul de piele, acoperă o parte din albul ochiului. O parte mai mare, ca și la alți copii. Și atunci creează, repet, senzația, iluzia, că-i un strabism. Ce le spun eu la pacienți? Zic, ridicați puțin pielea, încercați și cu copiii dumneavoastră. Se eliberează zona internă a sclerei, apare mai mult alb și strabismul dispare ca prin minune. Imediat. Deci asta e explicația. Deci într-un an jumate, doi, mai aproape de vârsta de 3 ani, piramida nazală vine și ea într-o formă așa mai dezvoltată, respectiv excesul ăla de piele se întinde pe deci, în aceste cazuri, deci, părinții rezolvată. Trebuie să aibă răbdare și să lase copiii să crească, nu? Înțelege. Dar adică este bine, cazul până să, la urmă. Să ne panicăm, adică noi exagerăm. Adică, e, de fapt, un paradox. Când nu este cazul de exagerat, batem toate clopotele. Vai, ce mi se întâmplă. Și când e chiar o problemă mare, care poate duce la incapacitatea funcțională a ochiului. Păi da, păi l-are și pe celălalt ochi. Uite, lucrurile astea sunt discrepante, sunt paradoxale, eu nu prea le înțeleg. Dar chestiunile psihologice care apar, știi, negarea problemei la un moment probabil. Dat când este o problemă gravă. Probabil. De aceea cred că ar probabil. Trebui să fie... Să lase negarea la o parte, chiar dacă este o problemă gravă, pentru că de obicei se pot rezolva dacă mergi în timp. Dar Daniela, nu pot da sfaturi, adică nu pot să-mi permit luxul ăsta de a învăța pe cineva. Eu vin cu cărțele pe față. Zic, asta e situația, ăsta e tratamentul, sau poate exista o situație când cazul, da, din punctul meu de vedere, și niciodată n-am mers pe premisa că părerea mea este universală și nu poate fi contestată. Atenționez, din punctul meu de vedere, cazul dumneavoastră nu are nicio șansă. Dar vă rog să mai consultați și alți altă medici părere, de specialitate. Da. Adică nu pot să-mi permit să-i... N-am fost acreditat să dau verdicte de genul poți, nu poți, incurabil, curabil. Dar conducându-mă sau bazându-mă pe cunoștințele pe care le am, pot să-mi permit lucrul ăsta de a spune în proporții cu o veridicitate destul de mare că sunt șanse sau nu sunt șanse în cazul unei probleme, să spunem virtual.
Bun, aș vrea să continuăm tot cu această imagine. Zicea aici și de un epicantus. Ce înseamnă acest epicantus? De fapt, epicantusul este, îi se mai spune cuta mongoloidă, care are un caracter rasial. Și vorbim despre un exces de piele care acoperă partea internă a ochiului. Când vorbim despre o malformație congenitală și până la vârsta de 4-5 ani lucrurile nu se rezolvă, se intervine chirurgical, dar dacă nu greșesc, pe la vârsta de 14 ani numai se intervine chirurgical pe zona epicantusului. Deci se intervine mai mult pe motive estetice. Pe motive estetice. Deci alt motiv nu este. Și e o problemă congenitală, da. Mai avem, am zis că mai discutăm astăzi despre tot o denumire foarte grea, colobom palpebral congenital. Dacă, cred că ai o imagine acolo. Numai chestii grele avem astăzi. Numai chestii grele. Tot destul de rar întâlnit, avem un bebelaș congenital, lipsește o parte, o porțiune din pleoapă. Poate lipsi toată pleoapa, dar de cele mai multe ori complicațiile astea vin în basculă cu multe alte probleme și probleme neurologice probabil, și da. Multe incompatibile cu viața de mai departe. Dar, repet, nu o spun ca să stresez telespectatorii. Doar că după asta statistic. Vorbim de ceva și mai frumos. Bun. Tratamentul în cazul de față este unul chirurgical. Da? Cu transplant de tegument. De fapt, se reconstituie, nu? Corect. Pleoapa acolo. Corect. Și ca să... ți-am promis că vorbim și de ceva mai frumos, de blefaroplastia estetică. Cred că toate doamnele sunt interesate de asta și domnii, nu? Lucrurile cu blefaroplastia, într-adevăr, sunt mai frumoase, dar te căutam acum și nu găsesc. Bun, ar fi fost sau ar fi ideal să nu trebuiască să ajungem la minunea pensii și a bisturiului. Dar, totuși, la cerere sau pe motive medicale, se intervine pe pleoape. În cazul în care persoana este nemulțumită de forma pleoapei, de excesul de tegumente care apare, și aici vreau să menționez blefaroșalazisul, când vorbim despre un exces de tegumente pe pleoapa superioară. Chirurgicală este o operație, nu zic simplă, relativ simplă, care necesită o îndemânare și o practică. O fac și colegii mei medici esteticieni. Constă în excizia porțiunei flasce sau excesului de piele și un fir continuu pe zonă. Da, cu siguranță sunt persoane, mai ales după anumită vârstă, cu toții suntem interesați, nu, de felul în care arătăm și cu siguranță nu mi-ar conveni să vin în emisiune și să am aici, o pleoapă... Aici aș face o paranteză. Vorbim de persoanele publice sau care au un anumit nivel de așteptare de la viață și își doresc să arate mai bine... Într-adevăr, dar să știi, și știi că nu sunt foarte multe. Sunt și persoane obișnuite care țin foarte mult și până la urmă eu am tot respectul pentru persoanele obișnuite care nu sunt în viața publică la cerere, și au... La cerere. Da. Deci blefaroplastia se poate face în două situații. Da? Pe motiv de traumatism, tumoră, arsură, etc. Or, la cerere, când vreau din să arăt altfel. Estetice. Din considerente estetice, da. Da. Se practică peste o metodă veche, să spunem așa. Tehnicile chirurgicale s-au dezvoltat foarte frumos și chiar rezultatul postoperator este unul invizibil pentru o persoană care nu știe că a fost operată persoana. Deci linia de cicatrizare rămâne una foarte fină. Experimentam și eu în rezidențiat, alegeam zona unui rid pe care mergeam și pe zona ridului palpebral. Deci uite că ajută firul. Și ridurile la ceva. Ajută. Aici sunt utile. Da. Mai avem acolo și mi-am pus și eu aici pe listă tumorile care pot afecta pleoapele. Știu că... E o problemă mai delicată. Bun,
și în cazul tumorilor, ca și în celelalte situații. Discutăm despre o activitate de echipă, cel puțin așa procedezi. Uite, în cazul de față avem o formațiune, nu-i spun tumoră, că n-am de unde să știu, miroase a tumoră, dar nu pot să-mi pronunț eu că e tumoră, cancer. Cu siguranță, da? Nu. Ok. Deci, și o tumoră nu înseamnă cancer. Că tot și o tumoră nu înseamnă, da. Este o formațiune, deci evit cuvintele spinoase. Este o formațiune. Verdictul cine poate să-l dea? Medicul de specialitate după un examen histopatogenetic. Okay? Corect. Bun. De față, neavând specializarea în formațiunile pielei și oftalmologii în general nu prea o au, dermatologii care se ocupă cu tegumentele, trimit la un coleg de-al meu, îi se face o dermatoscopie, să vede dacă e cu tendință spre cancer sau este o tumoră mai simplă și în dependență de prognosticul pe care sau forma pe care mă dă și medicul dermatolog, se poate interveni chirurgical și aveți aici post-operator ochi o rată intact. Partea de tumori. Or, dacă vorbim despre o clinică, persoana vine cu o asemenea problemă pentru tratament chirurgical, se excizează în limita țesutului sănătos, iarăși, zona exciziei depinde și de poziția ei pe pleoapă. Aici nu prea aveam exces de țesut, deci nu te poți întinde foarte mult. După care, formațiunea este trimisă la un examen histopatologic și, în dependență de rezultat, se va face radioterapie sau chimioterapie sau altele, sau nu se va face. Să sperăm că nu o să aibă lumea nevoie prea multă de... Nu sunt foarte multe, totuși se întâlnești că în forma asta mai rar, dar sunt tot felul de neviruci care au tendință pe pleoapă, care au tendința de transformare. Deci ele în general pornesc ca și stări, ca și tumori sau stări precanceroase. Și de la traumatizarea continuă, că ce am acolo și tot o frec și tot o deranjezi și poate schimba structura și atunci dintr-o formațiune nepericoloasă ieri, poate mâine deveni destul de periculoasă. Deci, ar trebui urmărite, nu? Urmărite și astea. Da, foarte important. Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să-mi confirmi ce am înțeles eu și sper că au înțeles și telespectatorii. Afecțiunile pleoapei, doza palpebrală poate da și afectarea vederii. Iar dacă vorbim de copii, da. Iar ce mai aveam acolo, ectropionul, entropionul, afectează ochiul din punct de vedere a lubrifierii lui cu lacrimi, nu de ochiul uscat. Infecții, inflamații, stare de disconfort. Și foarte important, aici iarăși vreau să mă întorc. Dacă există o persoană care urmează a fi operată de cataractă, primul pas este spre rezolvarea problemei cu formațiunea palpebrală și numai după operație de cataractă sau glaucom sau alt gen de operație. Da, până la urmă, deci, acest sfat este foarte important, că sunt din ce în ce mai frecvente cataractele. Este practic și da. Util. Eu mă conduc, bine, vorbim și foarte multă teorie, dar așa sunt setat. Lucrurile practice le preiau și încerc să le transmit și mai departe. Deci, uite, chiar este o informație care ar putea să ajute telespectatorii dacă au nevoie. Noi le dorim să nu aibă nevoie. Emisiunea se termină și astăzi. Îi așteptăm săptămâna viitoare cu un subiect foarte interesant, dar vă face o surpriză. La revedere, stimați telespectatori! Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!